În timp ce tot mai mulți medici români pleacă peste hotare pentru a profesa, sunt și străini care vin să studieze medicina și să lucreze la noi. Un medic indian a renunțat la viața din New Delhi și s-a mutat la Caransebeș. Bine, și New Delhi e un fel de Caransebeș un pic mai mare. Este directorul spitalului de aici. Specializat în chirurgie reparatorie, doctorul Singh a reușit să schimbe viața unor pacienți cu probleme grave. Cât despre România, este fascinat de mâncarea noastră, mai ales de sarmale și varză călită. De ce facultatea de medicină? De la clasa 10, duceam la spital și vedeam doctorii cum tratau pacienții, cum făceau și m-a tras foarte tare către medicină. Și nu a fost chip să renunțe. În 1998, doctorul Singh a lăsat New Delhi și a luat drumul României pentru a studia medicina. S-a specializat în chirurgie plastică și reparatorie, iar la spitalul din Caransebeș lucrează de 6 ani. Când am venit aici, nu am avut prieteni, vă zic sincer, știți? Colegii mei din spital nu mă lăsa să simt vreodată că nu am un prieten, să nu simți că sunt străin. Medicul Singh își face meseria cu dăruire și a pus viața în slujba oamenilor și este mândru de reușitele sale. Am făcut o reimplantare de deget. Știți, a venit unul care are amputație de pollice și știți, fără pollice 90% degetele degeaba e, știți? Și atunci am reconstruit degetul, am pus înapoi și chiar a ieșit bine. Chiar zilele trecute a îndepărtat o tumoră uriașă de pe fața unei paciente. Colegii săi au numai cuvinte de laudă. Pe lângă faptul că are mâini de aur, are și o intuiție și o viziune pe care o găsești la foarte puțin acest domeniu, mai ales că vorbim de chirurgia reconstructivă. Este un medic de o calitate excepțională, care își face profesia cu devotament. Și de când a venit aici a realizat niște lucruri importante. Și s-a adaptat perfect și în mijlocul bănățenilor. Ba chiar și-a găsit perechea aici, o colegă româncă. Nu este dor nici de mâncarea de acasă, spune soția sa. Nu este foarte pretențios, însă are câteva, să zic, feluri preferate. Cel puțin din bucătăria românească are câteva sarmalele în primul rând, varza călită. Singurul lucru la care nu poate renunța este faimosul ceai verde indian. Obligatoriu. Să bea ceai. Când dimineața, la prânz? Dimineața și la prânz. Am înțeles că toată lumea lasă toate treburile și bea ceai. Și bea ceai la ora 4. Doctorul Singh este și directorul medical al Spitalului de Urgență din Caransebeș.